Județul Buzău a depășit astăzi pragul de 200 de îmbolnăviri în 24 de ore. Astfel, Direcția de Sănătate Publică a raportat 209 cazuri noi de coronavirus, după efectuarea aproape 900 de teste în ultima zi. De asemenea, un buzoian care a mai avut odată COVID s-a reinfectat. Potrivit medicilor epidemiologi, este cel mai mare număr de infectări într-o zi de la debutul pandemiei. Tot astăzi au fost raportate 4 decese în rândul bolnavilor COVID. Este vorba despre trei bărbați de 72, 76 și 82 de ani din Ghergheasa și Buzău și despre o femeie de 92 de ani din Costești. În aceste condiții, specialiștii caută soluții atât pentru pacienții infectați, cât și pentru cei care nu au avut virusul, dar au nevoie de îngrijiri medicale. Așa cum toată lumea a putut observa chiar și direct, numărul în ultima perioadă, numărul îmbolnăvirilor din infecție cu coronavirus este foarte mare și în permanentă creștere. Nu există niciun fel de tendință de a regresa. În perioada aceasta, preocuparea noastră majoră este de a asigura un circuit al pacientului în așa fel încât nimeni să nu fie privat de asistență medicală. Ne facem toate, am făcut și în continuare mai avem câteva lucruri de pus la punct în legătură cu intrarea în circuitul COVID a spitalului orășenesc Necoiu, care, deși se află la o distanță apreciabilă de Buzău, poate totuși asigura niște condiții de spitalizare bune, având personal calificat în mai multe specialități. Iar în continuare vom colabora în sensul în care pacienții care se negativează, dar încă mai au nevoie de asistență medicală, vor putea fi transferați din celelalte spitale din județ, adică în spitalul Smeieni, la nivelul spitalului municipal, dacă este cazul pentru o altă rezolvare, sau la nivelul secției CFR a Spitalului Galați, unde am în spațiu pe care l-am folosit și anul trecut. Specialiștii DSP au făcut astăzi o vizită la Spitalul Orășenesc Nehoiu, pe care intenționează să îl deschidă mâine pentru pacienții post-COVID. Păi, noi am vrea de mâine să înceapă internările. Vrem să vedem dacă totul este pus la punct, așa cum noi am decis, și dacă personalul este pregătit și poate să înceapă să acorde asistența medicală acestei categorii de pacienți. În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență a emis astăzi un mesaj ro-alert cu un demn la vaccinare, care a fost trimis la nivel național. În contextul creșterii accelerate a ratei de infectare la nivel național cu virusul SARS-CoV-2, pentru protejarea sănătății dumneavoastră și a celor din jur, informați-vă din surse oficiale și respectați măsurile igienico-sanitare și de distanțare fizică. Alegeți să vă vaccinați acum împotriva COVID-19. Este mesajul transmis de DSU prin RoAlert.